Neața lume, astăzi îi face povestea lui Ania Forger din Spikes Family sau Ania Forja, cum îi zice Japonia. Dar nu-i ciudat că japonezii toate personajele pe care au nu sunt asiatice, adică nu vezi un japonez în anime. <laughs> Înainte să începem, nu uita să bagi un like, să te abonezi clopoțelul pornit, lași comentariu cu ce vrea să vezi next și hai să-i dăm drumul. Ania Foja este deuteragonistul seriei Spikes Family, cunoscut anterior ca subiect de testare 007, ea este o telepată ale cărei abilități au fost create într-un experiment condus de o organizație necunoscută. Ea este studentă la Cecil Hall la Eden Academy și este fica adoptivă a lui Lloyd Foja și Ior Foja. Deoarece este o copilă, Ania este foarte impresionabilă față de oamenii din jurul ei, de exemplu citind mintea lui Lloyd și acționând în modul în care i s-au părut foarte ciudate lui Lloyd și învățând cum să lovească de la Ior, având în vedere capacitatea ei telepatică de ostracizare de oameni și de numeroasele ei case de plasament, ea a apelat instantaneu la Twilight pentru că este un adevărat spion. De când a fost adoptată, a vrut să meargă oriunde mergea Lloyd în speranța de a vedea lucrurile de spion pe care le vede mereu la televizor dar după evenimentele din capitolul 1, ea afla de duritatea spionajului și a încetat să se mai încurge cu munca de spionaj al lui Lloyd. Da, nu prea s-a meritat atunci când au răpit o tipie aia. Nu e ca la televizor. Este destul de deșteaptă, fiind capabilă să scrie cuvinte lungi singură și să-l ajute pe Lloyd cât de bine poate, chiar și ca Lloyd și Ior să ajungă împreună. Îi plac programele de spionaj de la televizor și este adesea văzută uitându-se la ele ori de câte ori poate. Ania își dorește cu adevărat o familie iubitoare, deoarece familia ei anterioară probabil a abandonat-o, lăsând-o cu unele probleme de abandon în timp ce plângea la gândul că Lloyd o să o înlocuiască și a cerut să nu o lase în urmă. Acest lucru este dovedit și de modul în care ea a mințit cu privire la vârsta ei, astfel încât să poată fi adoptată de Lloyd, astfel încât el să-și poată îndeplini misiunea. Din perioada ei ca subiect de experiment, Ania are o teamă ca oamenii să știe că este telepat, și din experimentele lor se pare că i-a lăsat niște cicatrici mentale. Adevăratele origini ale Aniei, precum și sursa abilităților ei telepatice, sunt în mare parte neclare. Înainte de a fi găsită la orfelinat, ea a fost făcută din întâmplare, ca o consecință neintenționată a experimentelor de cercetare efectuate de o organizație necunoscută. Ea avea numele de cod subiect de testare 007 și a fost tratată foarte strict de către oamenii de știință, nefiind permis să se joace și forțată să învețe cum să-și folosească puterile, aparent de dragul păcii mondiale. Mai târziu, ea a scăpat de centrul de cercetare și s-a mutat din instituție în instituție, căutând pe cineva care să aibă grijă de ea. Câțiva dintre oamenii de știință văzuți în amintirile ei sunt de asemenea văzuți în timpul lui Bond ca subiect al proiectului Apple, sugerând o legătură între ei. A, Bond. Nu trebuie să fie câinele la care o să apară. În cursul anului înainte de a-l întâlni pe Lloyd, Ania fusese plasată în plasament și returnată de patru ori și a fost transferată din alte două orfelinate. În acest timp a trecut sub diferite nume de familie și în cele din urmă a ajuns la orfelinatul unde a fost adoptată de Lloyd. Frankie descoperă mai târziu că nu are documente de naștere, așa că vârsta și părinții ei sunt necunoscuți. Dar ce tare directorul ăla de la orfelinat. Da, a luat-o, e cea mai de treabă pe care o avem din tot orfelinatul ăsta, dar în gândul lui Doamne, ce dacă știi ști el că a fost returnată de patru ori. Ea este văzută ținând o păpușă himeră poreclită mai târziu director himer în jocul ei de spionaj, poate avea de asemenea amintiri despre mama ei sau despre o figură maternă în timp ce reacționează cu lacrime atunci când Murdoch Swan încearcă să o provoace pe Ior Forger comparând-o pe ea cu mama Aniei. Conform istoricului falsificat al lui Lloyd, mama biologică a a murit în urmă cu doi ani, iar Lloyd a crescut-o ca tată singur de atunci. Ultima dorință a mamei ei era ca ea să meargă la o școală bună. Răjral. Abilități și aptitudini Telepatie Ania este capabilă să citească mințile altor oameni și animale M-am gândit eu că merge și la animale Că a prea vorbit cu vacilele atunci Abilitatea ei fiind reprezentată ca mici scântei în jurul capului Cu toate acestea este sensibilă la a se afla în mulțimi mari Deoarece devine copleșită și amețită de prea multe gânduri Până la punctul de a avea o sângerare nazală Aniei este greu să înțeleagă mințile complicate Cum ar fi al lui Lloyd de asemenea, trebuie să se afle la o anumită distanță de ținta ei ca să se poată citi mintea. Limbă clasică. Ania cunoaște în mod misterios limbajul clasic, în ciuda faptului că abia învățat la materia ei la școală, deoarece Lloyd observă că ar fi putut să obțină un scor bun la test dacă n-ar fi avut atâtea greșeli de ortografie. Nu știu ce e limba clasică, ce ar trebui să fie, limba lor maternă sau să vedem un animu. Ingeniozitate s-a demonstrat în numeroase ocazii care un nivel decent de inteligență stradală, salvându-l pe lui de la moarte potențială, folosindu-și ingeniozitatea și abilitățile de gândire rapidă. Ea este de asemenea suficient de capabilă să facă o bombă improvizată, deși știind că un asasin aspirant a reușit să facă o bombă cu arahide. <laughs> autoapărare de bază. Ani a fost învățată de Ior câteva manevre de autoapărare. Folosește asta pentru a lovi pe Damian în față, trimițându-l să zboare. Și puncte slabe, eclipsare, în timpul lunii noi care are loc o dată pe lună, abilitățile telepatice ale lui Ania nu funcționează temporar. Acest fenomen a fost asociat cu termenul de eclipsare de către oamenii de știință de la fostul laborator al lui Ania iar abilități generale, Ania se dovedește a fi slabă într-o varietate de abilități, inclusiv studiul, desenul, sportul și muzica. Ea obține adesea scoruri cu o singură cifră pentru testele ei și recurge la abilitățile ei telepatice pentru a trece prin cursuri și examene, refuzând să studieze decât dacă este sub supravegherea strictă a lui Lloyd și în timpul eclipsei. Na, atunci nu poate să-și folosească puterile, că nu-i merg. Chiar și atunci când este motivată să studieze în timpul examenelor ei intermediare, abia trece. Încearcă să cânte la o vioară de mărimea unui copil pe care o cumpără Lloyd, dar îi rupe corzile. Nu este capabilă să servească mingea în mod corespunzător în ciuda antrenamentului lui Ior iar Ania are abilități scăzute până la subevaluare atunci când vine vorba de cadre universitare, în special obținând scoruri foarte mici la majoritatea testelor pe care le-a susținut la Eden Academy, a reușit de asemenea să obțină unul dintre cele mai mici ranguri în timpul unui semestru. Mamă, eu mă gândeam că o să rupă o Academia, dar aparent nu. Ea pare să se bazeze prea mult pe abilitățile telepatice, mai ales când are probleme, folosindu-l în primul rând pentru a răspunde la întrebările la teme și pentru a înșela testele. Bă, am face la fel toți. <laughs> Sincer. Iar asta este povestea lui Anya Forger. Sper că v-a plăcut. Până data viitoare să aveți o zi incredibil de bună. Să lăsați în comentarii ce personaje vreți să facem next și ne audem!